Bine, ați revenit la Gadgetoc România, prieten. Numele meu este Florin și astăzi vom despacheta împreună modelul de telefon Nokia H205. Telefonul este unul dedicat rețelei de socializare Facebook și vine cu un buton dedicat pentru această rețea. Deci, practic, apăsând acel buton, reușiți să accesați din prima rețeaua de socializare Facebook. Aceasta este cutia telefonului. Telefonul vine cu un ecran cu diagonala de 2,4 inch QVGA. Vine cu un slot pentru microSD de până la 32 de giga, vine cu un jack de 3,5 mm pentru audio. Telefonul are o rezoluție de 320x240 de pixeli, la o densitate de 167 ppi. Telefonul cântărește aproximativ 95 de grame, 94 mai exact. Iată telefonul. O să vedem un pic mai încolo după ce despachetăm. Haideți să vedem ce mai avem în cutie. Bine ambalat. Avem obișnuitele manuale de utilizare de la Nokia. Așa. Avem încărcătorul cu mufa standard la telefoanele Nokia, deci nu la smartphone, la feature phones. Așa. Și avem o pereche de căști Nokia pentru telefon. Iată-le. Așa. Cam atâta în cutie. Haideți să vedem și telefonul rapid, puțin. Telefonul va fi și el testat de noi în săptămâna care urmează. Review-ul telefonului va fi publicat pe site. Telefonul vine doar cu suport 3G, deci nu 2G, 3G, nu are conexiune la wireless. Iată butonul dedicat de Facebook. Vedeți aici, în stânga. Telefonul are o tastatură full QWERTY și o cameră pe partea din spate de 0,3 megapixeli, este VGA. Aici avem difuzorul. Telefonul, după cum vedeți, este pe o culoare albastră. E un plastic cu niște striații ușoare pe lateral. Probabil că se observă, dar foarte puțin. Pentru a avea un grip mai bun, telefonul este destul de gros. Măsoară aproximativ 13 mm, deci un centimetru și un pic. Cam atât pentru astăzi despre despachetarea telefonului Nokia H205. O zi bună!